Bună ziua, bună ziua! Astăzi o să facem pancake sau clătite americane și o să avem nevoie. Eu am să le pun direct în vasul nostru. O să le facem micuțe. Așa. Și o să avem nevoie de un ou, care îl avem aici. Și o să punem un ou. Așa. Astăzi le punem direct în vasul nostru. Un ou. O să avem nevoie de un praf de sare. Îl punem așa aici. Așa. Un praf de sare. Apoi o să mai avem nevoie de 25 de grame de zahăr. Eu le-am făcut ieri și mi-am cântărit toate ingredientele, așa ca să le facem împreună. Așa, și o să punem 25 de zahăr. Eu îmi dau cântarul pe 0. Și punem 25. Avem 20, cam 2 linguri și jumătate. 25, 26. Bună ziua, Simona! Așa, și am pus și zahărul. Apoi o să mai punem 25 de ulei. Îl am aici. Și o să pun așa cu sticla direct. 25. 20. 25. Am pus și uleiul. Așa, ce am mai scris eu aici? Și lapte, 190 de lei. Lapte o să pun. Mai întâi o să mixăm cu o frustă din aceasta, o să mixăm un tel aici, oul cu uleiul și cu zahărul. Apoi adăugăm laptele. Lapte, ulei, praf de copt și făină. Și o să punem și puțin rom. Eu am aici într-un păhăruț și am să pun puțin. Puneți puțină esență, esența de vanilie, coajă de portocală, de lămâie, ce aveți. Eu am să pun puțin rom. Așa. O să dăm deoparte. Și amestecăm. Amestecăm așa puțin. O să adăugăm și lapte, am spus 190, și compoziția o puteți lăsa și pentru a doua zi. Eu am făcut ieri o parte și dimineața am mai făcut o parte. Și să știți că se îngroașă puțin. Și mai adăugați puțin lapte, să nu fie prea gros, dar nici prea subțire. Deci punem 190 de lapte. Așa, 190 de lapte. Și amestecăm așa bine. Este o rețetă simplă care se face repede. Așa. Zahărul s-a și topit, nu se mai simte. Așa. Acum dăm din nou pe 0 și adăugăm făină. Ia să pun așa. Adăugăm 100 pe 0. Dăm pe 0 când punem și sida. Cam 150 de făină și o adăugăm treptat. Am pus 50. Așa. Și o punem puțin câte puțin. Aluatul trebuie să fie puțin mai gros decât cele de clătite. Așa. Și amestecăm. Așa. Mai adăugăm puțin. pus 100. Și amestecăm. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi facem pancake sau clătite, clătite americane cu praf de copt. Așa. Și o să facem și rețeta la lipii. Am să vă arăt, este foarte, foarte simplă. Eu o fac foarte, foarte des, în loc de pâine. Așa. Am adăugat 100, vedeți că din ce în ce este mai gros. Și acum mai adăugăm încă 50. Și cu praful nostru de copt. Și eu am pus circa 5 grame de praf de copt. Să o rup mai bine. Așa. Așa. 5 grame de praf de copt. Și amestecăm acum bine totul. Am să dau jos de pe cântar, o să dau departe și amestecăm. Dacă vi se pare că aluatul este prea gros, mai adăugați un puțin lapte. Dar eu sper că este bun așa. Acum depinde și de ce fel de făină folosiți, cât de uscată este sau cât de umedă. Așa. Aluatul trebuie lăsat măcar 5 minute să se odihnească și după aceea le coaceți. Așa, și acum amestecăm ca să nu mai avem cocoloașe. Vedeți? Că el se mai îngroașă în timp, în aceste 5 minute, 5-10 minute. Ia uitați-l. Așa. Și aici avem aluatul la pancake. Vedeți? Am să dau deoparte aluatul de la clătite, să se odihnească. Îl pun aici alături. Așa. Pun așa aici alături. Și înainte de a începe, am să vă mai arăt, încă o dată o să mai facem ceaiul nostru de foi de dafin. Eu îl folosesc după ce mănânc, ca pentru digerire. Și să știți că am făcut și ulei, uleiul de dafin. Eu am probleme la oase, și îl folosesc, mă ung. Asta eu folosesc doar pentru mine. Cine dorește să încerce, să știți că este foarte bun. Și o să-l facem acum. Ia să pun, am să fac decât o căniță. Așa. Și am să pun aici puțină apă și între timp se face și ceiuțul nostru. Așa, și punem aici, cam cât o camă să fie. Așa, nu mai mult. Și acum punem apa să fie fierbinte și rupem. Rupem așa bucățele sau o strivim așa bine. Așa. Și îl acoperim. Și să încercați cu puțină miere sau cu puțin zahăr. Eu îl prefer fără nimic. Deci închidem și îl lăsăm. Îl lăsăm aici să stea 10-15 minute. Și îl dăm și pe acesta deoparte. Îl lăsăm așa aici. Așa. Și acum să ne facem aluatul nostru pentru lipii. Și o să cântărim. Am să vă arăt cum îl fac. La 250 de grame de făină, o să ne deschidem aici, ia să vedem dacă reușim să ținem aici, punem pe 0, așa, la 250 de grame de făină, noi o să punem 40 de grame de untură, dar puteți face și cu ulei, să le faceți de post. Eu le fac untură pentru că așa le prefer. Am făcut cu ulei și nu vor. Așa, aici avem 100. Oh. Așa, avem 100, mai punem încă 150. Nu stă. Așa, acum stă. Avem 100. Uitați ce-am făcut noi făină. Așa. 200. 230. 250. 250, 260, că în momentul când frământăm, o să mai avem nevoie de puțină, așa. Adăugăm un praf de sare, un praf așa că ținem între degete, ia uitați. Și îl punem așa aici. Acum o să avem nevoie de untură. Așa. Dăm pe 0 și punem 40 de grame de untură. Și cântărim. 27, 29. Și punem 40. 40, avem 40. Atât. Sau puteți înlocui untura cu uleiul. Așa. Dăm deoparte. Și acum cu mânuțele luăm și strângem așa cu făină, cu tot, untura noastră. Și dacă puneți ulei, tot la fel faceți. Și o strângeți până o să aveți așa ca un nisip. Și strângem, ia uitați. Strângem, așa facem. Luăm untura cu tot cu făină și o strângem. Și mi pregătesc înainte, pentru diseară, lipiile, în loc de pâinică. Se coc repede pe... am să vă arăt și cum le coc. Și să știți că le puteți da la copii și cu puțină dulceață, cu puțină Nutella, cu băiețelul meu mănâncă. Sau le puteți umple cu ce doriți. Sau în loc de pâinică. Așa, vedeți? A început să se facă ca nisipul. Așa, ia uitați. Încet, încet. Și acum o să adăugăm apa. Și acestea sunt ingredientele pentru lipii. Și tot la fel, trebuie lăsat să se odihnească. Cu cât se odihnește mai mult, cu atât sunt mai bune. Așa. Și acum o să adăugăm aproape un pahar de apă de 200, dar puțin cam cu un deget mai jos, să fie cam 180. Și dacă o să mai avem nevoie, vedem că aluatul ne-a ieșit moale, mai adăugăm puțină făină, nu se întâmplă nimic. Deschidem și acum să punem apa. Ia să vedem apa. Aici avem. Și avem aici, să vedem, cam 180. Aici am 100. Și să mai pun încă puțin. O 180 am pus. Și acum să amestecăm. Amestecăm așa bine. Spus, vedeți? Dacă e nevoie, o să mai punem puțină apă, făină. Așa. Eu am să mai pun, am să iau cu mânuța așa. Ia uitați. Și acum îl frământăm puțin. Puțin, puțin, nu trebuie frământat mult. Așa. să mai pun puțin, că mai trebuie puțină făină. Mi se pare cam moale. Așa. Ia uitați. Și acesta este aluatul. Eu am să mai pun încă puțină făină. Mi se pare cam mare. Și mai pun. Ori nu am măsurat eu bine 250 de grame. Dar ia uitați. Vedeți? Aluatul se simte să nu se lipească așa de mâini. Așa. Și eu îl trag și îl împăturesc. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Ia uitați, și aluatul nostru este gata. Vedeți? Ia uitați-l. Și el trebuie să se odihnească puțin. Să se odihnească ca să-l putem întinde. Așa, și eu acum am să-l pun în folie de plastic și îl lăsăm să se odihnească cât facem pancake-ul, clătitele noastre. Așa. Eu simt la mână aluatul, se simte la mână, să nu mi se lipească de degete. Atunci este gata. Așa. Așa, am să-mi pregătesc, vedeți, este destul de moale. Așa. Ia uitați, așa aici. Și îl lăsăm să se odihnească. Îl lăsăm să se odihnească în frigider. Așa. Și îl punem în frigider. Da? Și ne ocupăm de clătitele noastre. Așa. Și o să avem nevoie de Nutella. Eu mi-am pregătit aici un borcan. Aluatul nostru. Ia uitați-l. Așa. Am o tigăiță micuță. Acum o pun pe foc să se încălzească. Deschidem focul. Mai am nevoie de puțin ulei. De puțin ulei ca să ungem tigăița, să punem. Și ori le facem cu Nutella sau cu miere. Punem deasupra. Cu miere de albine. Cu ce dorim. Așa. Acestea sunt ingredientele. Așa. Învârtim așa bine. O să avem nevoie de o lingură ca să luăm din... Așa, mai învârtim așa bine, să amestecăm totul bine. Așa. Și acum o scoatem. Învârtim aici în ceaiul nostru, vedeți? Așa. Și după aceea o să bem și o să fie foarte bun, o să digerim foarte, foarte bine. Îl mai lăsăm aici. Așa, ia să vedem tigăița noastră dacă s-a încălzit. Așa. Cum am spus, aici avem puțin ulei. Ia să vedem așa. Și am să pun așa câteva picături. și am să iau cu lingura și am să pun în mijloc. Vedeți? Și acum o dau pe foc. Vedeți cum cresc? Încep. Așa, mai lăsăm puțin și după aceea întoarcem. Și cu o linguriță o să luăm nutella de aici. Așa. Și am să pun, zic, câte o linguriță pe fiecare. Imediat punem. Așa. Ia să vedem cum s-a făcut. Dacă este gata. Prima. Ia uitați. Așa, și o întoarcem și o punem așa aici. Aici avem compoziție. Vedeți cum este, cât de groasă este, ca o smântână groasă. Așa. Așa, ia uitați, vedeți cum a ieșit și pe partea aceasta. Așa, și le putem pune așa aici, una peste cealaltă, ia uitați. Acum am să pun puțin ulei, tot așa cu lingurița, vedeți? Și trag. Așa. Dacă nu le vrem mai groase să le facem și le vrem mai subțiri, le lăsăm așa. Aici cu două linguri și acolo una singură. Uitați cum arată. Ia să vedem cum sunt. Ia uitați-le cum arată în interior. Sunt pufoase, pufoase și bune. Și pe acestea care le facem mai înalte, o să punem miere de albine. Și pe cele care le facem subțiri, să punem Nutella. Și să vă arăt cum pun și Nutella. Vedeți? Și pe acesta putem pune miere. Ia uitați. Miere de albine. Așa. Așa, ia uitați. Acum o putem întoarce. Așa, cu grijă. Cred că e prea mare paleta mea. Așa. Și o punem pe foc. Sunt bune, 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 uitați-le. Bune, bune. Și le puteți și întoarce. Eu acestea cu Nutella le întorc în două. Acestea le putem lăsa așa. Bune, bune. Ia uitați. O să o întoarcem. Așa. Și am să pun așa puțină Nutella aici. Vedeți? Așa. Aici pe parte. Și apoi am să iau și am să o întorc așa în două. Uitați, așa. Și am să le așez așa aici. Una lângă cealaltă. Și le puteți da și cu zahăr pudră. Așa. Acum punem puțin ulei cu linguriță. Așa. Și punem o lingură de punem pe foc. Uitați cum începe să facă veșicuțele. Așa. Și acestea sunt clătitele noastre americane. Ia să vi le arăt așa cu. Acestea sunt cu Nutella. Eu le-am pus așa în două. Și acestea o să le pun puțină miere. Și în interior arată cam așa. Ia uitați. Ia să rup. Cam așa arată în interior. Sunt moi și bufoase. Se vede că sunt moi. Așa cum o întoarcem. Hai să vedem, cred că este gata. Vedem dacă nu am ars-o. Așa. Vedeți? Și acestea le putem mânca cu miere de albine deasupra. Să pun pe aceasta, ia uitați. O miere. Așa. Și turnăm așa deasupra. Și să știți că sunt foarte, foarte bune. Acestea sunt cele cu miere și cele cu Nutella. Le puteți pune și dulceață în interior. Și poftă bună! Ia uitați-le! Așa, sunt calde! Așa, am să dau deoparte, am să pun la frigider această compoziție și scoatem aluatul pentru lipii ca să facem 2-3, să vă arăt cum sunt și lipiile. Aluatul de lipii. Așa. Aici am un fund și am să-mi iau cât îmi trebuie. Și mai adaug făină în timp ce întind. Așa, acesta este aluatul de lipii. O să pun așa aici. Și am să mă ajut și cu făină și cu un sucitor care mi l-am pus așa aici. Am să iau puțină făină și am să întind. Ia uitați aluatul cum arată. Vedeți? S-a făcut moale, moale. Și am să iau așa câte o bucățică. Am să mă ajut cu făină. Așa, și am să întind, vedeți? Am să întind așa puțin. Ia să las. Și am să le fac tot în această tigăiță, în schimb nu mai pun ulei. Lipiile le fac doar așa, într-o tigăiță mai mare, fără ulei. Așa. Așa, eu așa le întind, vedeți? Cam așa sunt de subțiri și le puneți. Așa. Eu acum am să le fac mult mai mici. Am să le fac așa micuțe și am să tai cu un cuțitaj. Așa. Și am să pun aici în tigăiță. Vedeți? Așa. Am pus în tigăiță și o lăsăm să se coacă. Și am să mai tai încă una. Lipit aici. Așa. Și ia să vedem. Întoarcem, să ridic puțin placăra. Așa. Și le facem micuțe. Acestea le puteți mânca imediat. Așa. Am scos-o și o punem în tigăiță. Așa. Ia uitați. Acum punem alta. Deci fără ulei, nu puneți ulei. Așa simple. Ia uitați-le. Vedeți? Cum sunt? Se și desfac, cresc. Ia uitați. Acum depinde cât stau la odihnit. Acestea le-am făcut mai grosuțe. Eu aluatul acum îl iau și îl pun pe ia să-l împăturesc. Așa. Mai dau puțină făină, că se cere puțină făină. Așa. L-am împăturit și acum îl pun aici. Ia să întoarcem și vedeți? Așa, și întoarcem și pe aceasta. Așa, ia uite. Pâinică, pâinică fără drojdie. Și acum o punem la frigider și o lăsăm și o las până de seară. Și mâine este bun, dacă vă rămâne, a doua zi faceți pâinică, că este foarte, foarte bun. Încă este mai bun că s-a odihnit bine aluatul. Sunt bune, bune. Ia uitați-le. Mai punem încă una. Așa. Ia. Se văd? Așa arată. Aici avem lipiile noastre. Aici avem clătitele noastre americane. Ia uitați-le. Așa, am să pun aluatul la frigider. Vedeți că s-a umplat puțin. Întoarcem. Cu cât stă mai mult, cu atât se umflă și mai e mai bine. Așa. Aici avem ceiuțul nostru făcut din frunze de dafin. Eu îl folosesc pentru digestie. Este foarte bun. Și ulei din frunze de dafin. Hai să vedem, este gata. Mai las o secundă. Dar eu îl folosesc pentru oase, pentru durerile de oase. Îmi fac masaj. Masaj la mâini. Unde mă dor? Unde mă dor oasele, eu îmi fac masaj cu acest ulei. Este simplu de făcut. Îl găsiți pe pagina aici, că l-am făcut în direct cu voi, sau pe canalul de YouTube, unde doriți să vă uitați. Așa. Ia uitați. Vedeți cât sunt de moi? Moi, moi, moi. Pancake. Pufoase și bune. Și pâinică fără drojdie. Acestea sunt rețetele de astăzi. Este gata, o să o iau de aici. Ia să închidem. Ia uitați. Se desfac așa, ia uitați. Vedeți? Pâinică, pâinică bună. Poate fi și umplută, poate fi cum tip shaorma. Sau ungeți și cu un pic de brânzică, cremă de brânză, sau cu Nutella, cu dulceață, sau pur și simplu mâncați în loc de pâine. Este bună, bună, bună. Acestea le-am pus, le-am lăsat simple. Și le-am pus cu miere de albine. Și acestea sunt umplute. Umplute, umplute. Cu... Ia uitați, vedeți? Ia uitați. Umplute cu Nutella. Așa arată. Acestea cu miere de albine. Ia să rupem așa. Să vedeți așa cum arată în interior. Ia uitați. Nu știu cât de bine se vede. Așa. Sunt bune și gustoase. Să le încercați. Să încercați să vedeți ce bunătate. Și să încercați și ceiuțul. Și să-mi spuneți cum vă simțiți după ce ați mâncat și beți o cană de ceai din acesta de foi de dafin. E bun, bun, bun. Dacă nu vă place simplu, să știți că are un gust foarte, foarte bun. Nu vă place simplu, adăugați puțină miere de albine sau puțin zahăr. Eu orice fel de ceai îl beau fără zahăr, pentru că nu-mi plac ceaiurile cu zahăr. Eu vă pup dulce. Vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult că mi-ați fost alături astăzi și că mă urmăriți.